Să vii să fie Domnul. Amin. E o bucurie să fim din nou în casa Domnului, în prezența Domnului și pentru noi e bine să fim aici, pentru că Cuvântul ne ajută, ne rănește, așa cum se spunea, ne îmbărbătează, ne îndeamnă, ne dă lumină și facem bine că strângem în inimile noastre. Mă gândesc și pun o întrebare. Dacă Domnul Iisus ar fi aici, s-ar întâmpla ceva în dreptul tău? Ce spui? Tu care ai o problemă, tu care ai un necaz, tu care ai o dorință, tu care ai o cerere, și Iisus ar fi aici, ar tăcea? Îl știm așa de rău? Îl știm așa de nepăsător de problemele noastre? Nu. Eu cred că dorința Lui ar fi ca toți să strigăm de bucurie. Amin. Și așa cum se spunea, să-i slujim cu bucurie, să strigăm cu bucurie. Doamne ajută-ne! Amin. Dar trebuie să fim și motivați pentru lucrul acesta. La noi, în zona noastră, sunt sărbători. Dacă nu e sărbătoare, oamenii muncesc. Îți văd de treabă, nu prea e multă zâmbet și prea multă cântare și prea multă bucurie. Ești colea, câte multă rătăcini. Dacă e sărbătoare, lumea strigă, lumea cântă, lumea e îmbrăcată de sărbătoare, lumea se bucură și atunci îți zilești, e ceva. Și spui, Doamne, dar ce e? Bate și clopotele la ortodoxi. Ce e de bate clopotele? E sărbătoare. Aleluia. Întrebarea mea este, când e sărbătoare, și când bucuria e înăuntru inimii noastre, de cine trebuie provocată? Dacă mi-ar cânta cineva care nu-i pocăit, nu m-aș bucura. Dacă aș auzi o veste că vine cineva care pentru mine nu are valoare, nu m-aș bucura. Dar auziți o veste. Ce-i gălăgia asta? Dar tu nu vezi? Nu văd. Dar ce se întâmplă? E foto mare. Trece Iisus din Nazaret. Iisus? Și-a început să strige. Și-a început să strige. Era un strigăt al durerii lui. Dar cineva i-a provocat acest strigăt. Și noi dorim ca în adunare Duhul Sfânt să provoace strigăte de bucurie. Amin. Și în inima fiecăruia să fie sărbătoare și bucurie când venim la adunare. Preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie Domnul! Ne adunăm! Și acum întreb eu. O pun altcumva. Dacă Iisus n-ar fi în adunare și Iisus ar fi în fratele de lângă tine, ce s-ar întâmpla? Că stai lângă un om în care este Iisus. Și citeam o cărticică că într-un tren călătoreau doi frați din Coreea și spune că vis-a-vis de ei, în fața lor, au venit niște preoți, niște călugări, îmbrăcați în haine și așa cum se poartă ei. Și când s-au uitat la frații ăștia, au pus-o cu fața la pământ, s-au închinat. Și ăștia doi se uită și nu știa. Și îi aude, sunt îngerii Domnului. Sunt solii Domnului. Le strălucea fața. Și hainele pe ei. Și erau doar niște frați. Dar ce frumos că Iisus era în ei. Măriți să fie Domnul. Măriți să fie Domnul. Sunt oameni care când îi întâlnești să se posomorăște față. Și spui, mai bine nu mă întâlneam cu asta. Sunt oameni cu care când te întâlnești ca lui Elisabeta, îi saltă inima de bucurie. Și celălalt îi saltă pruncul în pântece și spune una câte alta. Ce se întâmplă? Ne-am întâlnit două neprihănite și în care e ceva în noi. În tine e Fiul lui Dumnezeu și în mine e un sol al lui Dumnezeu. Fie ca în noi toți să fie ceva din Dumnezeu. Amin. Și atunci când ne vom întâlni, ni se va umple inima de bucurie unul. Amin. Și celuilalt. Și ne vom bucura că ne vedem. Doamne ajută-ne. Amin. Citesc un verset. În Isaia 61 spune, Duhul Domnului
Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Slăvit să fie Domnul! Amen. Avem în Scriptură făgăduințe care s-au împlinit și făgăduințe care nu s-au împlinit. Așteptăm să se împlinească. Dar această făgăduință, acest cuvânt, s-a împlinit? Da, s-a împlinit. Și când vedem, unde vedem lucrul acesta? În Domnul Iisus. Când ne uităm în Domnul Iisus, vedem un om pe care a venit la botez, a trăit cât s-a trăit printre oameni, 30 de ani, și apoi a ieșit la botez. Și într-o zi când a ieșit la botez, peste el s-a văzut că a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbeu. Și s-a auzit un glas din ceruri. Și de atunci încolo a început să întâmple lucruri minunate. Într-o zi, când o văduvă, toată bucuria ei se stinse, toată nădejdea ei se duse. Soțul murise, mai avea un fiu și ăsta a murit și mergea pe drum întristată și fără speranță, că de acum ea nimănui și nimănui nu-i pasă de ea. Și un om a oprit cortegiul și a spus, oprește-te din plâns. De ce n-aș mai plânge? Pe drum duc acum ultima mea nădejde. Dar omul vorbește. Tinerelul spoală-te. Aleluia! Dar cine ești tu? Eu sunt cel peste care a venit Duhul Sfânt. Aleluia! Și aduc vești bune. Celor cu inima întristată. Celor nenorociți. Măriți să fie numele Domnului. Eu aduc speranță. Eu aduc nădejde. De ce? Pentru că nu sunt un om ca toți oamenii. Sunt un om care trăiesc în ascultare de Hristos, de Dumnezeu și peste mine a venit Duhul lui Dumnezeu. Eu fac în lume nu voia mea, ci fac în lume voia Tatălui din Cerul care m-a trimis. Și de aia peste mine, Duhul Sfânt al Dumnezeu e dat. Nu să mă arăt eu, ci să fac bine oamenilor. Oamenilor care sunt necăjiți, oameni care sunt nenorociți, oameni care au probleme. A venit o veste tristă. A murit fiica unui om. A îmbolnăvit, a murit. Și pe drum îi spune, nu mai te necăji. Fiica ta a dormit. Lumea acolo bocea, plângea. Și el spune, nu mai plângeți, nu mai faceți gălăgie. Doarme. Chiar doarme? Da. Dar cine ești tu? Eu sunt omul peste care a venit Duhul Sfânt. Întrebarea mea este, dacă n-ar fi importantă venirea Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus, ar mai fi pomenit Biblia că a venit și peste El Duhul Sfânt? Doar El era Fiul de Dumnezeu. El era fără păcat. El s-a născut printr-o minune. De ce ar trebui să vie și peste El? Ca oamenii să realizeze că Duhul Sfânt e Dumnezeu cu noi. Amin. E Dumnezeu în noi. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul! Amin! Și acum am putea continua mult cu persoana Domnului Iisus peste care a venit Duhul Sfânt să facă aceste lucrări. Și adevărul meu este de ce a venit Duhul Sfânt? Și spune El aici, că Dumnezeu m-a uns să aduc vești bune. Noi ca și oameni, ca și credincioși, care am primit Duhul Sfânt, am putea avea și noi această binecuvântare, acest mare har, ca Duhul Sfânt să facă și prin noi ce a făcut prin Domnul Iisus? Da. Da. Într-o zi, urca la templu Petru și Ioan. Și a găsit un om de norocit. Și i-a adus o veste bună. Nu mai primești bani. Nu mai primești milă. Și primești vindecare. Aleluia. De ce? Pentru că peste noi a venit o putere. A venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aducem vești bune celor nenorociți. Și aducem mângâiere peste oameni întristați. Și peste oameni care nu mai au nădejde. A trimis peste noi Duhul Sfânt Dumnezeu ca să facă bine omenirii. Ridică-te și umblă. Și oamenii
Am rămas uimiți. A intrat pe loc în templu. N-a intrat în viața lui. Și acum intra în templu lăudând, mărind, slăvind pe Dumnezeu. Aleluia! Gloria Domnului! Și acum mă uit la ceva ce noi n-am face. Știi de ce ne face? Că n-avem bucurie. Ologul nu numai că să rea juca de bucurie. Ai face lucrul ăsta. Și spui, băi frate, te bucuri, cum să jucăm. Nu o să jucăm niciodată. Păi nu o să ai bucurie. Că nu o să ai bucurie că Dumnezeu o să lucre în viața ta. O să sari în sus de bucurie, ca un logul. De ce? Pentru că până acum n-a putut face lucrul acesta. Și a arătat lumii ce poate face Dumnezeu pentru el. Cine? A trimis Dumnezeu pe Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Elia. Iisus Hristos te vindecă. Dar cine sunteți voi? Noi suntem niște persoane peste care viață a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia. Și ce poate să facă Duhul Sfânt? Am auzit eu ceva de pocăinți de Duhul Sfânt. Ce poate să facă? Scoală de șumbă. Și s-a spălat. De ce? Că Duhul Sfânt în viața noastră e menit și e dat nu spre lauda ta, ci spre folosul altuia. Ce-ar fi să ai și tu Duhul Sfânt? Amin, amin. Ce-ar fi să lucre Duhul Sfânt în tine? Amin. Că mulți l-avem. Dar nu știm să ascultăm. Nu știm să-L urmăm. Nu știm să-I dăm crezare. Nu știm să-I dăm iubire, sărutare și să ne închinăm și să credem în El. Și ce-ar fi? Ar fi ca casa lui Elia. Ai vedea bolnavul că se vindecă. Au, s-au întristat oamenii că a murit o văduvă. O femeie care făcea mult bine și s-a dus o plângul pentru Petre, a murit Tabita. Ea făcea atâta bine, ne îmbrăca, ne da haine și a murit și toți erau triști. Spune, nu mă întristați. De ce? Peste mine e dat Duhul Sfânt al Dumnezeu. S-a dus mângâiere celor întristați. Amin. S-a dus vindecare celor bolnavi. S-a dus vești bune celor nenorociți. Și pe cei cu inima zdrumită să-i tămăduiesc. Lăudați să fie Domnul. Și a venit fratele nostru. S-a intrat în odaia de sus. S-a rugat. Și David a înviat. Mare har să fie peste noi Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și întrebarea mea este, mai poate face Duhul Sfânt acele lucruri? Da. Da? Ar mai face Duhul Sfânt acele lucruri? Amin. Da. Dar întrebarea mea este, de ce nu le face? Pentru că nu suntem tentați după prorocul acesta. Vorbeam astăzi cu unul din frații de aici și spuneam de ce nu e așa de luat în serios Duhul Sfânt și lipsește în adunare darul prorociei, darurile. Pentru că oamenii se tem că nu sunt așa de sfinți și nu sunt în stare să le poarte și nu sunt în stare să le folosească și mai spune, mai bine spune, nu vrem daruri. Nu vrem daruri. A venit chivotul Domnului. S-a întors chivotul Domnului, luat de vecinii și când a intrat carul și chivotul Domnului, ăștia erau la câmp și a văzut și toată lumea s-a bucurat. Chivotul Domnului! Chivotul Domnului! Și s-au apropiat. Și când s-au apropiat de chive, 70.000 au murit. De ce? Că s-au bucurat de Domnul? Că nu erau sfințiți. Și-au intrat groaza în ei și-au zis, nu la noi, nu la noi, nu la noi. Dar la cine? Hai să sfințim pe unul. Și l-a sfințit pe unul și l-a lăsat la ei. Unde? 20 de ani l-a lăsat acolo. Și-au suferit. Și-au simțit atâta lipsă. Și-au simțit atâta nevoie. Pentru că nu s-au sfințit. N-au putut să se sfințească. Și după 20 de ani au început ei cumva, cumva să caute pe Domnul. S-au luat Samuel și au început să plângă și au putut. Și în cele din urmă, cu plâns, cu post, cu rugăciuni, cu mărturisiri de păcate, s-au întors și au adus chivotul Domnului și Domnul a pus pe fugă pe vini. A făcut să audă tunete și să vază că Israel nu e singur. De ce? Că Domnul s-a întors în mijlocul lor. Provoc biserica aceasta la o pocăință serioasă. Provoc biserica aceasta
la o rugăciune serioasă. La căutări serioase. Nu căutați să fii fericit că te-ai pocăit. Nu căutați să meargă bine copilul tău că te-ai pocăit. Nu căutați să meargă bine doar sănătății tale că te-ai pocăit. Aștia ți le dă Domnul ca o binecuvântare. Pentru că le meriți dacă ești pocăit. Le meriți dacă ești pocăit. Dacă știi să trăiești în belșug. Adică nu v-ar putea atâta și ce-ar putea atâta. Dacă știi să împarți și cu altul. Domnul îți mai dă, măriți să fie Domnul. Dacă știi să trăiești în sărăcie și din asta nu faci o problemă. Domnul te scoate și de acolo. Măriți să fie Domnul. Dar e foarte important să provocăm pe Dumnezeu ca ce s-a întâmplat cu Iisus și ce a lucrat Duhul Sfânt prin Iisus să lucreze și prin noi. Amin. Pavel în Listra vede un olop care avea credință și spune, ridică-te. De ce? Că peste el era Duhul lui Dumnezeu. Fie ca și în adunarea aceasta să fie oameni peste care o inimă și viață nu doar înăuntru, și în afară. Peste noi să fie Duhul Domnului. Aleluia! Aleluia! Slăbit să fie Domnul! Slăbit să fie Domnul! E nevoie! Mi-amintesc că eram aici în București. Unii știu. Poate că și-amintește. Poate Lumică, poate Nathan, poate... A venit un frate proroc. Un bătrân. Un biet bătrân. Amărât. Nu te dai doi bani pe el, când vedeai cu ce haine, cum arăta, i-au dat frații Chim și l-a luat și a început să mușeară făcea. Cum puteți mânca băia asta, zice? Nu știa nici că se curăță. Și o soră zice, frate, să te rogi pentru mine că sunt bolnavă cu inima. Să ridică și să uite la ea și spune, scoală-te de aici, că tu nu ești bolnavă cu inima. Pentru că te doare inima, că nu ți-ai îndrătat fata cu cine-ai vrut. Ce face Duhul Domnului? Aleluia! Ce face Duhul Domnului? Fie ca și în adunarea aceasta, Duhul Sfânt să-i numi toate inima. Amin! Duhul Sfânt să-și aibă un loc de cinste în adunare. Și în orice inimă. Să nu ne bazăm doar pe că știm, doar pe că cunoaște. E bine să știm, e bine să cunoaștem, dar e bine să fim umplut de Duhul Sfânt. Amin. Întrebarea mea este, oare mai are un rol în vremea asta Duhul Sfânt? Amin. Singurul care are rol. Nici Dumnezeu nu se mai încurcă, nici Duhul, nici Domnul Iisus, doar e vremea Duhului Sfânt. Asta e vremea Duhului Sfânt. Și pentru că noi, ca și oameni, nu-i dăm atenția cuvenită, Duhul Sfânt nu poate lucra. Dacă Duhul Sfânt lucrează, oamenii încep să mărească pe Dumnezeu, să slăvească pe Dumnezeu, să se uimească și să spun ce e asta? E o făgăduință. Când va veni Duhul Domnului peste noi, m-a uns să aduc veșbune celor nenorociți. Și acum între fiecare ce spun eu. Uite-te la fratele din stânga, la sora din stânga, din dreapta și știi ce? Spune, frate, din cauza ta tu lipsă. De ce? Tu nu ești așa de pocăit. Dacă Duhul Domnului ar fi peste tine, eu astăzi aș primi o mânduire prin tine. Astăzi aș primi o vindecare prin tine. Astăzi aș primi o descoperire prin tine. Astăzi ar fi un mare har în adunare. Astăzi ar fi o scăldătoare aici. Și din cauza mea, din cauza ta, ducem această mare lipsă. Pentru că ne bazăm pe altceva, în afară de Duhul Sfânt. Mă rog. Și ascultați ce spun eu. Uitați-vă în paginile Scripturii, dacă veți mai găsi un om care s-a rugat atât de mult. În fiecare noapte, Domnul se ruga, iar ziua predica. De ce se ruga? Doar El era Dumnezeu. Doar El era Cuvântul. Nu știa El ce să predice. Noi ne tot citim. Noi ne tot citim. Și tot citim și tot nu știm să predicăm. Dar El a învățat că rugăciunea este aceea care prin ea vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu îți dă ce trebuie pentru ziua aceasta.
pentru momentul acesta, pentru clipa aceasta și s-a încărcat întotdeauna și a vorbit întotdeauna cu Dumnezeu Tatăl prin rugăciune și cel mai mare predicator al lumii s-a rugat cel mai mult. Fie ca noi care astăm aici să iubim rugăciune. Amin. Când mă uit în adunări și la noi și în altă parte, fratele spune, e mars, frate, marța ști că nu prea bine lume la adunare. Și eu zic, știu. Ai o biserică, ai oameni, sau am oameni, sau am o biserică care nu se crede în Dumnezeu. De-a nimeni nu se roagă. Mă vin joi. E joi, frate, e în timpul săptămânii. De-aia e așa acolo adunarea. Dar de ce? Pentru că oamenii nu mai cred în puterea rugăciunii. Eu duminică dimineață, spune, numai duminică seara, dacă ai venit la noi, ar fi mai bine, frate. De ce? Pentru că dimineața oamenii sunt obosiți, nu prea vin la adunare. Atunci întreb eu, știi care sunt oamenii pe care te poți baza? Care sunt marți seara, care sunt joi seara, și care sunt duminică dimineața. Pe ea care vin duminică seara, nu-i număr. Aia nu s-a fi. Aia nu sunt oameni de pasă. Aia nu sunt oameni de slujbă. Aia nu sunt oameni care se crede în Dumnezeu. Nu sunt oameni care se roagă și nu așteaptă niciodată ajutorul Dumnezeu. Omul care așteaptă de la Dumnezeu, se roagă. Amin. Omul care crede în Dumnezeu, se roagă. Amin. Omul care vrea ceva împreună cu Dumnezeu, se roagă. Întreb eu, ar mai putea Duhul Sfânt face ceva? Ce a făcut în vremea aceea, putea face și acum? Da. Duhul Sfânt e același. Și ar vrea să lucreze în inimile noastre. Și ar putea duce în adunare multă bucurie, multă zidire. Ar putea vindeca multe inimi. Ar putea vindeca mulți bolnavi, ar putea rezolva multe taine, ar putea descoperi multe inimi și oamenii ar spune, aici, cu voi, e Dumnezeu. Mi-ar place lucrul acesta. Mi-l doresc lucrul acesta. De când doresc, m-am dus într-o adunare și o să răzut, și frate, te-am văzut în altă, stai jos că ai văzut rău. Păi frate, nu crezi lucrurile? Nu. Nu că nu pierd lucrurile. Nu sunt atât de albe cum ai văzut. Eu îmi cunosc viața. Duhul Sfânt nu spune să umple pe unul care nu trebuie. Da? Da. Și de aia pe mulți îi umplă și oamenii cred. Ai, eu n-am crezut asta. Mi-amintesc că eram într-o casă și acolo, în casa aia, erau mulți tineri care întrebau pe Domnul cum să se căsătorească. Și a zis, Doamne, ce mult îmi doresc să găsesc un proroc al Tău, să vorbească și mie. Și îmi vorbește și mie. Și eu zic, asta nu-i de la Domnul. Și spune, vreau să te învăț să duci oile la apă. Eu eram un biet frate, de-abia m-am întors la Domnul, aveam câteva 2-3 ani de zile. Mă înveți pe mine să duc oile la apă, dar și eu sunt păstor, și eu sunt slujitor. Și nu sunt nimic. A zis, eu nu cred de lucrurile astea. Și zic fratele de lângă mine și el zice, taci, taci că ai început să judeci. Nu, eu simt și cunosc pe Duhul Sfânt. Hai, uite, pune la probă. Spune că mai vrei să faci rugăciune. Și mi face rugăciune. Și ne mai rugăm o dată și lângă noi, cu noi, venise un frate care avea un frate geamă și iese lucrare pentru el și spune, cât pentru tine, probabile, 10 zile de post pentru ție, 5 o drazdă de tale. Și mă uit eu în jur și spun, a, nici eu nu am 5 copii, nu e adevărat. Și când se scoală, ăsta spune, hai să mergem! Nu, 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 nu mergem. Ieși frate lucrare. Păi zice, alu fratele. Alu care? Alu fratele. Că îl cunoști? Da, zice, nu. Are eu 5 copii, nu-i din Barul Mare. Ai dat-o bar. Oamenii s-au învățat și acolo era casa plină și păstorul de acolo era acolo. El mi-a dus la masă ăla. S-au învățat cu minciuna. De ce? Îi mința cum le dorea inima lor. Fiecare adunare așa sta. Minciuna să n-aibă. Amin. Durile de șelătorie să n-aibă. Amin. Și
Și niciodată să n-așteptați. Să n-așteptați că o prorocie adevărată va avea multe de lăudat la noi. Dacă va spune, am milă de tine, să spui, Doamne, mulțumesc. Mulțumesc. Și restul sunt rele. Asculte, spui, restul sunt rele despre tine și despre mine. Noi avem câte o părere bună unul despre altul. Dar numai Domnul știe dacă e bun. Și înaintea Lui, care dintre noi se crede alu? Aș vrea să fiu un alu. Îmi doresc, e lupta mea. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să dorim mereu lucrul acesta. Amin. Și într-o zi, așa ca unul din mare preoți, care avea haina murdară, când a deschis ochii, a rămas cu cuvintele în gură, că a văzut că a fost albin, pentru că Domnul a vrut să-l albească. Suntem ce suntem. Că Domnul are milă de noi. Amin. Suntem ce suntem, că Domnul e bun cu noi. Și că Domnul ne iubește. Și adevărat adesea ne îngăduie, ne tolerează, ne iubește. De ce? Pentru că e dragoste. De ce? De ce merge? De ce nu asta tot îi merge? Pentru că Dumnezeu e dragoste. Dar are și o zi. Când va îmbrăca haina de judecător și va fi drept și fără milă. Astăzi trăim o vreme când Dumnezeu vrea să ne dea harul Lui. Aleluia. Să ne dea dragostea Lui. Aleluia. Să ne dea bunătatea Lui. Frați și surori, există o față a Bisericii pe care puțin o cunoaște. Am vrea Duhul Sfânt să umple orice inimă. Când intri într-o adunare unde lucrează Dumnezeu, mi-amintesc că eram la Cluj, au adus pe fratele Lazar și pe sora Rozane, o femeie cu un șuț plin de funingine, cu batic legat în față, și un bătrân care abia mergea. Și eu pus scaunul aici în față. M-am uitat așa, zic, ce să fie aici, așa, câțiva oameni? Unde m-ați adus, frate? Costele ai răbdare. Și când am pus pe bătrânul la cuvânt, nu mai putea sta pe picioare, să ținea de amor. Și când am pus să vorbească, plângea întreaga adunare. Întreaga adunare plângea. Și mulți care mă cunoșteau și pe mine, se uitau spre mine și spunea, he, ce zici, te cunoaște Dumnezeu? Că mă cunoaște Dumnezeu. Și Biblia spune, unde putea să fur de fața Lui? Unde să te ascunzi? Poți să te dai drept altul? Nu! Păi de ce? Păi în multe adună te poți da drept altul. De ce? Pentru că nu e ce trebuie să fie. Dar în adunare unde e Dumnezeu, nu te mai poți da drept altul. Dumnezeu te descoperi. Și face pe oameni să stea cu capul jos. Numai cel neprenit poate ține capul sus. Fie ca Dumnezeu să întărească această biserică. Amin. Să umple de dorință și voință. Ca peste fiecare din noi să fie Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și când a venit Duhul lui Dumnezeu, e folositor pentru fratele din dreapta, pentru fratele din stânga și va spune, ești o binecuvântare pentru mine. Tu, ori de câte ori te văd inima, mi se îmbărbătează. Prezența ta mi-aduce numai vești bune, mă întărește. De ce? Că peste tine este Duhul Sfânt al Dumnezeu. Este lângă un om care are Duhul de ceartă, care are Duhul de urlă, care are Duhul de clevetire. Să vezi cum te simți. Să vezi cum te simți. Și ce spui? Ca și când cânți și unul cântă față de tine. Mă, nu pot cânta. De ce, mă? Când tu ești cântăresc. Mă urc asta. Păi, ce tu cu el? Mă, asta cântă fals. Așa stai lângă un om care are Duhul de el și tu vrei să te bucuri. Și mă vezi că simți tot felul de alt. Mă, nu mă pot bucura. Dar de ce? Mă, nu știu. Știi ce? În dreapta și în stânga sunt oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu. Au alte duhuri. Să dea Dumnezeu să fie Duhul Sfânt al Dumnezeu. Amin. Amin. Duhul Sfânt al Dumnezeu. Amin. Amin. Uitați-vă că a venit un om. Era un tânăr, nu prea avea nimic așa cu mult cu Dumnezeu. Dar când a întâlnit ceata prorocilor, a început să prorocească și el. Și se spune, păi de când s-a auzit ceata prorocilor? Dar pentru că erau oameni cu duh de rugăciune, cu puterea lui Dumnezeu, cu ungerea lui Dumnezeu, îi văd socoteala că intri într-o adunare și tu ești așa un slab creștin. Și când înveți adunarea, plânge, strigă, se roagă, cântă, și prezența Domnului. Și se spui, mi-a revenit din morți.
Am înviat și eu. De ce? M-am băgat între oameni vii. Și am simțit și eu. Și am simțit oamenii ăia. Încep să simt și eu. Te duci într-o casă de jale și vezi oamenii necăjiți. La urmă, nu e chiar necazul tău. Dacă vezi oamenii că plâng atâta, te ești pe tinturile, plâng și tu. Te duci într-o casă plină de bucurie și vezi că oamenii se tot bucură. Nu e bucuria ta, dar la un moment dat zâmbești și tu. Te bucuri și tu. De ce? Că te bucuri de bucuria altuia. Și Dumnezeu în seara aceasta ar vrea ca în adunarea aceasta să umple Duhul Sfânt pe fiecare. Aleluia. Și să devii un om care aduci vești bune, care te mântuiești pe cei cu inima zdrobită, care vindești pe cei cu inima bolnavă, care ești o binecuvântare pentru biserică, care ești o binecuvântare pentru cel de lângă tine și ești o binecuvântare pentru biserica Domnului. Închei, în a dori, să se întâmple lucrul acesta, pentru că e o prorocie, o promisiune, care s-a întâmplat cu mulți creștini și se poate întâmpla și cu tine. Dorești lucrul acesta? Amin. Dorești lucrul acesta? Amin. Doamne ajută-ne. Amin. Amin.